ăla n-a murit. A fost înviat. Deci de aici... Oricând, mortul era îndemână. Sunt multe direcții. Vampirul... Sunt enorm. Adică e... Nu, serios, ar fi păcat să facă fără mort următorul, dacă s-a sumat. Dar nu, gata, hai să terminăm, să-i lăsăm pe ei să facă cum știu mai bine. Să nu le sugerăm noi cum ar trebui acum. Poate moare ea. Nu, ea nu moare. Nu. Ea nu moare, că dacă moare ea, nu moare. Nu, erotismul s-a dus dracu tot. Da. Nu, și ea n-are cum să moară. Nu, și mortul poate neapărat folosit. Poate să mai moară el odată. Sau... Mă rog, nici acum nu știu dacă e mort sau nu. Nu? Ea pare genul care își îngroapă toți soții, știi, genul ăla, văduva neagră, e fatală, știi, așa. Jegoasă. Da. Ține 2-3 luni cu câte unul și îi îngroapă, îi otrăvește, se întâmplă ceva obscur. Da, și poți... Da, fiecare îngropare. La fiecare îngropare, fiecare altă prevenție. Lui îi plăceau bananele, merele, varietatea de produse, toate. Ea are profil la îndemână, scuză-mă, Octav, da? Iarăși, să revenim la brand. Ea are profil la îndemână, indiferent pe cine ar avea ca și... soț, pentru fiecare găsește în profil acu. Băi, nu mi-aș fi închipuit că se ascund atâtea înțelesuri în spatele unui singur spot. 30 de secunde. Bine, lucrăm și de 18 ani în publicitate. Asta. Ha, 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 ha